Bun găsit la o nouă prezentare despre Desăvârșiți în cuvinte și fapte. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Aduceți-vă aminte că prin cuvintele voastre veți fi îndreptățiți și prin cuvintele voastre veți fi condamnați. Puneți frâul limbii voastre. Cuvintele pe care le rostiți sunt asemenea semințelor care produc roade, fie spre bine, fie spre rău. Acum este timpul semănatului. Omul cel bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui. De ce? Pentru că Domnul Hristos este o prezență vie în suflet. Adevărul sfințitor este un tezaur de înțelepciune pentru toți cei ce îl trăiesc. El este asemenea unui izvor ale cărui ape curg spre viața cea veșnică. Acela, în inima căruia nu locuiește Hristos, se va complăcea în conversații ieftine, în declarații exagerate care induc în eroare. Limba care rostește cuvinte pervertite și expresii triviale și josnice trebuie să fie atinsă cu cărbunii aprinși de pe altar.